Bună seara! Bună seara! Bună seara! Da, o să facem în seara asta. O să facem o chestie, o treabă. Vom pune culoare. Asta e numai un detaliu. O să pun niște culoare aici. Să vă arăt niște mici trucuri, așa, dar nu sunt chiar mici trucuri, doar că cei care au mai făcut din astea. O să facem un ochi. O facem un ochi aici. Acum facem abstracție de tot ce e aici. Nu ne uităm bine. Pe aici nu avem de face. Ok. Am pus acolo culoarea. Dau puțin mai încet, parcă. Așa. Bun. Deci. Mă face un ochi de femeie sau de fată, de domnișoară, da? Acolo cred că se văd puțin culori, da? Se văd dau mai încoace, dacă nu se văd destul de bine. Am pus aici să avem și amestecul, să vedeți și amestecul. Bun. Și facem așa, cam în prim plan ar trebui să... Cred că o să fac puțin mai mare pe ochi, ca să se vadă mai bine. O să mă gândesc puțin la scară mai mare. Ok. O să sunt puțin mai jos atunci. O să încercăm așa. E binișor? Binișor. Ați observat, probabil am pus culoarea aia, o parte dintre voi care ați intrat. E umbra deasupra ploapei, dar se mai dau puțin mai aproape atunci. Parcă acum am teamă de reclamele astea, să nu bage vreo reclamă. Da, bun. Eu am și o pensulă mai micuță. Am de mână.
Aici vine job. Uite așa. Ducem puțin cu adâncetura aici, puțin mai mult la pleapă unde se cutează. Da? Și acum dacă tot am aceeași culoare aici, azi încerc să mai pun puțin roșu. Da? Ce mai... Băi, cred că și paleta, da? Nu se vede paleta, am înțeles. E o treabă și cu tehnologia asta, că... Nu e așa desenul, normal, el e lung, dar acolo văd că l-arată mai mult strâns, așa, dar oricum, ideea e că vă formați și voi o... Vă puteți forma o idee cam cum ar veni. Acum, culoarea care am pus-o acolo, pe culoarea de suport, o amestec, vedeți? Nu apăs nici prea tare, nici prea încet, atât cât știu că trebuie să lese cantitatea de culoare pe pânză. Da? Iarăși mai mutăm puțin. Ok. Facem puțin aici, acum aici o să vină sprinceană. O să iau puțin umbrasă. Ia să vedem, vreau să și puțin negru, aș lua puțin, la foarte puțin. Da? O să facem o sprinceană. Începem de undeva de aici. Ne ducem așa frumos, încolo. O arcuim puțin dacă vrem. Nu punem negru acum, punem doar umbrasă. Așa, acum e puțin la culoare aici, ca să nu se mai vadă urechea. Pare puțin derutant dacă s-ar vedea și urechea aia acolo și... Puțin ulei. Vezi, n-am luat ulei, am pus culoarea fără ulei, tocmai pentru a putea acoperi vechea culoare pe dedesubt. Da? Aici o să mai punem puțin alb. Așa, de ce punem alb aici? Ca să scoatem volumul la ochi în partea asta, da? Și să vedeți că fără acest alb aici, fără albul de aici, albul de aici, care oricât am pune noi alb aici, aici și aici, dacă nu punem acum și puțină umbră, culoare de umbră pe aici, nu ar avea niciun efect albul de acolo și o să aducem alb până până nu mai avem cum să mai punem alb. Aici, spirele de păr se amestecă cumva cu, într-un amestec cu pielea. Deci avem volumul de la arcadă deasupra. Da? Aici se vede puțin, v-am zis, în puțină lumină, ca mai apoi să venim cu umbra de acolo, puțină culoare mai închisă. Ok. Hai să-i facem acum roșu și începem iarăși. Accentuăm iarăși puțin culoare.
Mai luăm puțin umbră axă. Pe aici unde o să vină umbra de la pleoapă. Se duce încoace. Mai luăm iarăși puțin o culoare fără ulei. Pentru că avem pe dedesubt o culoare care ne asigură întinderea culorilor. E bine să nu ținem mai multe 2-3 pensule în mână, pentru că ne murdărim pe mâini și e mai greu după aia de controlat situația. Eu am să mai îndreptez să pun puțin umbra aici, da? O duc în jos puțin aici, da? Aici coada ochiului o să facem puțin mai vizibil în partea asta. În galbul de acolo îl mai las puțin să tragă. Eu am dat cu niște hârtie de șmiger înainte. Fină. Da? Păi, o să mai iau puțin roșu. O să mai punem și pe aici. Da? După care mai luăm puțin roșu și puțin umbraxă și încercăm cumva să accentuăm zona asta de aici, adâncitura asta de aici, după care o să tampăm, omogenizăm culorile între ele, atât în sus cât și în jos. Fel se va întâmpla și pe latura asta de aici. Aici. Da? Luăm așa frumos, frumos. În schimb, ca să facem un tampaj frumos, ne-ar trebui o pensulă curată. Pensulă de aici trebuie să fie curată. Ceva de genul, nu știu dacă asta mai este chiar atât de bună. A fost bună la început, dar s-a tot ars firul de păr. S-a ars datorită soluțiilor pe care eu le folosesc la curățare. Și, mă rog. Bun, am să iau puțin albastru. Am luat puțin albastru, foarte puțin. Și voi pune undeva pe aici puțin albastru. Da? O să mai pun puțin albastru și pe aici. Okay. Și pe aici. Problema este că pensula asta e... Am găsit-o. Cea care îmi trebuie. Aici am să pun alb, las puțin culorile să se așeze. Aici voi pune alb și puțin albastru iarăși. Am să mă duc până aici, încet. Okay. Ștec pensula și acum am să fac un tampaj frumos, o omogenizare de culori. Să mai ducem puțin sprinceana asta mai în exterior, puțin, tot în exterior, dar în același timp o să mai pun și culoare umbrase și negru, să se vadă puțin mai bine. Treptat facem lucrul ăsta, nu dintr-o dată, pentru că dacă am pune dintr-o dată culoare închisă, riscăm să nu mai poată fi controlată culoarea asta de aici. Pentru că pielea prin jur nu e finalizată, culoarea pielii, și atunci riscăm să stricăm pictura. În urmă, ar trebui să lăsăm puțin să se mai usuce culoarea, să tragă. Pentru că am pe dedesubt o altă pictură și dacă nu lăsăm să tragă puțin culoarea, riscăm să se cumva să se spele culorile de aici și să rămână să se vadă pensulația din spate. Dar dacă lucrăm cu pensule foarte fine, e posibil să reușim să trecem pe deasupra fără să le ștergem pe astea. Eu aici am pus puțin albastru cu galben, am format un puțin verde. Lucrăm foarte atenți la sprinceană. Da? Sprincenele sunt greu de realizat pentru că au tonalități diferite, nu au tonalitatea de negru, decât foarte rar se întâmplă să avem sprinceana direct cu negru, da? Bun, hai să mai luăm și puțin roșu, puțin umbra, și hai să facem și latura asta de jos. Aici nu punem nimic, o să vină cu alb.
Vom vedea cu umbra de aici cât de mult trebuie să venim încoace. Ia să vedem dacă putem, dacă ne se permite, să facem umbra de aici. Umbra de aici e foarte importantă, e umbra pleoapei. Dacă cumva... Da. Am să iau negru de data asta. Albastru și galben. Să mai iau albastru să nu iasă chiar verde. Acum o să mai iau puțin negru. Să încerc să fac pupila rotundă, să mai accentuăm puțin umbra de aici. Okay. După care facem foarte rotund exact toată treaba asta. Aici ar trebui să fie puțin mai negru. Partea asta de jos a pupilei, ca și la Rembrandt, dacă am studiat, am zis că Rembrandt are pe partea de jos la pupilă mai mult negru. Aici putem pune negru și apoi o să punem puțin albastru, să nu pară verde, sau să pară, poate părea și verde. Așa, o mai luăm puțin alb, să punem aici un licăi de alb. Mai punem unul și pe aici. Și acum ne vom duce frumos către partea asta de aici. Da? Acum o să obținem volumul la ochi. Punem alb. Da? Și acum, dacă am pus pe aici alb, mai să mai punem puțin. Iar eu am pus un albastru prima dată, inițial ați văzut, da? Okay. Hai să continuăm aici, deasupra umbra de la pleoapă. Foarte importantă. Da? Mai iau puțin roșu. Așa, ia să vedem acum. Foarte bine. Așa. Aici se pierde. Lăsăm lumina aia de acolo, da? Și acum o să iau o culoare puțin, culoarea pielii, așa zisă culoarea pielii. De fapt, am să fac roșu și alb mai degrabă. Și am să pun undeva pe aici. Acolo, pe camera voastră, pe telefon, nu o să vedeți culorile exact cum stau. O să le înțelegeți foarte puțin. În schimb, eu aici le văd mai bine. Știu ce culoare a rezultat, dar voi acolo vedeți doar ceea ce ne oferă camera. Bun. Acum, vom face trecerile astea mai fine. Așa, uite că am pensul asta cu care voi încerca să fac o trecere, dar hai să mai punem puțin galben, ocru. Ia să vedem. Și acum voi duce în sus, treptat, câte puțin, iar o mai întorc. E multă culoare. Eu am pus multă culoare ca să astup vechea pictură și dacă... Ești obișnuit cu o cantitate de culoare să lucrezi la început. Eu mi-am făcut deja, mi-am format deja o idee cam câtă culoare să pun la începutul unei eboșe, că asta este o eboșă. Eu acționez acum ca urmare a experienței mele. Dacă am astupat deja pe dedesubt o altă culoare și am pus deja o cantitate mai mare de culoare decât cantitatea pe care o pun de obicei, deja ar trebui să am o experiență și în domeniul ăsta, adică să știu câtă culoare să pun. Da, e o chestie de obișnuit, să-i spun așa. Bun, aici mai creștem puțin volumul aici. Da? Acum, aici unde avem sprincenele, mai venim culoare din piele de acolo, știi?
da? Tragem așa că din fiecare două, da? Nu e musă obligatoriu, v-am spus, începem din prima să facem strângerile, rămân mai spre final. Ok? Așa, acum voi lua niște al, voi aduce aici. Și acum cu roșu, am să încep cumva să fac aici o trecere. Aici pe aici, pot să pun pe aici o culoare, ca să se înțeleagă că e partea de jos a ochiului. Și să mă duc puțin mai mult aici. Așa, nu apăs deloc, pentru că dacă aș apăsa, aș lua culoarea cealaltă pe dedesubt. Și acum, avem nevoie ca ochiul să fie bine lucrat, da? Deci până aici ne-am jucat, da? Am făcut aici o schiță, l-am orientat cât de cât cam pe unde ar veni, da? Și acum va trebui să lucrăm bine. Ce înseamnă bine față de ce am făcut până acum? Acum avem posibilitatea de a regla ochiul. Dacă pleoapa e prea mare, sau e, dacă e prea groasă, sau e prea subțire, dacă ochiul nu e bine făcut rotund, dacă... coada aici la ochi avem probleme de anatomie, probleme de structură. Acum e momentul să verificăm și să vedem dacă lucrurile stau bine, dacă le-am echilibrat bine. Și dacă ne convine și rămân așa, atunci putem trece la următorul pas. Adică următorul pas ar fi să dăm volum. După părerea mea ar fi următorul pas, în situația dată, să dăm volum la ochi mai mult, asta înseamnă să-l facem mai rotund, da? Să fie mai bine. O să mai ridic, o să mai pe jos, să facem aici, așa puțin, dăm volum, pac, pac. Așa, am pus puțină culoare închisă, da? Aici o să mă duc eu puțin în sus. Așa, și acum, mai luăm iarăși puțină culoare mai închisă decât cea de acolo și o să încercăm să facem o linie subtilă, dacă linia asta subtilă va dispare după aia. Nu va rămâne acolo mult timp, la fel cum nici aici culoarea asta nu va rămâne mult timp. Am spus că acum îl corectăm. Începem să vedem unde am greșit sau ce trebuie corectat, da? Și îl corectăm. Vedeți, pun culoare, corectez, îl dau înapoi, dacă cred că nu este bine, da? Ok? Mai luăm puțină culoare și acum punem aici. Din nou, iarăși, facem același lucru, da? Nu obosim, crezând că e gata. Nu. Un timp ne place ceea ce facem, da? Nu trebuie să credem că dacă facem un lucru, îl facem să fie rapid făcut și gata, nu. O să mai am puțin negru și am să mai accentuez puțin aici, după care o să fac negru ăsta, o să fie o trecere foarte frumoasă între culoarea de la albul ochiului și negru ăla. E o trecere foarte frumoasă. Așa, acum voi lua negru din nou. Albastru și puțin roșu, aș face un violet. Ia să vedem dacă mi iese un violet pe care l-aș pune pe undeva pe aici. Hai să încercăm și varianta asta. E un violet discret, nu e puternic. E așa. Aici o să vin eu iarăși cu un violet, încă o dată partea asta de aici. Perfect până aici. Acum o să-l întindem frumos. Nu apăsăm deloc. Foarte încet, foarte încet. Da? Dacă acum am observat un lucru, e că nu e destul de
în ceana mea de arcuită pentru ceea ce aș vrut eu să fie. Și atunci, uite, vin cu culoare, da? Un pus alb, ținând cod de culoarea care v-am pe dedesubt, mai pun puțin alb, da? Și uite, voi ridica puțin sprânceana în sus, dar în același timp o să mai pun și culoare închis și o să ridic și mai tare în sus, și mai tare. Da? Bun, aici mai reducem puțin din lumina de aici, pentru că este prea mult alb aici, deranjează privitorul, deci trebuie să fie totul ok. Da? Aici mai scoatem puțin acest alb, da? Și o să mai punem puțin roșu în schimb, o să mai punem pe aici puțin roșu, să pară mai adevărat, mai real puțin. Ați văzut de câte ori am pus pe aici culoare, da? De cele mai multe ori am pus culoare în zona asta. Poate pare banal, lipsit de semnificație, dar e lucrul cel mai important, ăsta mai mult decât ăsta. Cu toate că privitorul s-ar uita imediat în zona asta, cele mai grele zone ar fi cele pe care, în mod normal, privitorul nici le-ar băga în seamă. Dar fără de ălea, n-ar funcționa puzzle-ul nostru. Așa, acum mai dăm puțin volum aici. Ia să vedem noi. Așa, perfect. Acum, o să le mai întind puțin pe culori și apoi o să vedeți cum pun sprânceana și o ridic în sus din câteva insulații, da? Nu sunt riduri astea, e pielea puțin întinsă, da? Nu o să fie riduri, da? Aici, dacă mi-aș tras deja culoarea, o să mai pun puțin alb. Ok, funcționează. Ia să mai punem puțin galben, ocru, da? Și o să încercăm aici să facem o trecere de genul ăsta, așa. Ia să vedem, merge. Aici. Dacă observați, eu aici vin cu culoare, dar vin, pun culoare groasă, pun culoare destul de mult vizibilă, dar mai apoi eu o șterg, o tampez, o omogenizez cu culoarea care deja o am pe suport și rezultă numai forma pe care eu vreau să-i o dau, da? Așa, hai să trecem la sprinceană, să vedem și sprinceana. Să ne ridicăm puțin în sus cu ea. E perfect. Uite așa. Ia să ne mai ridicăm încă puțin, să vedem ce se poate întâmpla dacă ne ridicăm puțin mai sus. Este și mai bine dacă ne ridicăm puțin mai sus. Mai ales că nici măcar nu avem un model anume după care să facem, așa că se face oricum. Așa. Și acum, să iau puțin alb, da? Ținând cont de culoarea care o am pe dedesubt, că zic că am pus o culoare, deci se regăsește culoarea asta cam peste tot. Da? Acum să vin frumos cu alb. Perfect. Unii mai trebuie alb. Ne mai trebuie aici volumul la pleoapă. Da? Și unii mai avem alb. Mai avem alb aici la ochi. Se regăsește aici alb mai mult. Și mai mult, o să spunem. Bun. Și acum ce o să facem? O să facem așa, o să luăm o pensulă subțire cu un păr mai lung și o să încercăm cumva să amestecăm culoarea de acolo albă cu marginea de la pupilă, dar nu o facem prea tare amestecat, atât că să pare discret, să nu pare așa ca și cum ar fi copiată și pus acolo, da? Chestii de subtilitate, da? De fineți, da? La fel o să se întâmple. La fel o să se întâmple și la pupilă. Și acum începem să facem din spre negru, spre exterior, frumos, da? Ok. Unii mai avem aici prea mult deschisă culoarea. Luăm culoare de sus, dacă putem, în cazul ăsta. Nu s-a putut pentru că s-ar murdări. De obicei ar fi mers să transport culoarea de sus în jos spre albul ochiului. De obicei, dar asta nu mai e de obicei pentru că am pe dedesubt culoarea respectivă și nu se mai permite lucrul ăsta. Bun.
Acum am să mai accentuez puțin la gene. După care o să mai încercăm puțin să facem și la gene. Să încercăm și genele puțin, să vedem ce o să iasă și la gene. Am venit telefonul ținut într-o parte, da? Deci nu e așa de... E mai lung ochiul. Dar pentru că îl țin într-o parte, dacă l-aș da din fața strălucii, atunci prefer să-l țin lateral pe telefon, să puteți vedea mai bine. În schimb, deformează puțin imaginea. Dacă am pus acolo culoare, acum uite, mai punem încă o dată, de data asta. Da? Și-l amestecăm iarăși din nou, puțin, și o să facem trecerile încolo și trecerile încoace. Deci de aici încolo și încoace, da? Și o luăm mărunt, 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 da? Ne ducem în sus, ținând cont de cantitatea de culoare pe care o avem, pentru că noi nu facem altceva decât să o amestecăm pe culoare între ele, se vor amesteca între ele. Cam asta facem noi, da? Le amestecăm între ele. O să mai iau puțin galben, puțin albastru și am spus că aici deasupra o să venim cu un efect. Ia să vedeți ce frumos este efectul ăsta. Ștergem pensula permanent, da? O să iau o pensulă mai lată și o să mai fac puțin aici. Da? Ia să vedem aici. O să ne creeze nouă volum acolo, da? Avem nevoie de treaba asta. Mai avem aici nevoie de culoare. Unde vine nasul. Aici vine pe frunte în sus. Pune culoare. Dar pentru că eu nu am un portret, am doar un ochi, o să mă limitez doar la atât acum. Nu există aici nimic, să nu ne înțelegem greșit. Nu există nimic nici pe aici, nici pe aici, da? Este doar în imaginarul nostru. După aia, ce mai avem noi de făcut? După ce lăsăm puțin să tragă culorile aici, cât de cât, ar fi trebuit în mod normal să iau fionul și să-i dau pe puțin fion cu aer cald peste lucrare, ca culorile să se omogenizeze mai bine și să înceapă procesul de uscare. Trebuie dat cu fionul. Momentan nu am aici un fion. Și atunci o să fac cu ce este. Unde mai avem? Avem aici umiditatea de la ochi. Să punem puțină culoare mai mult albă aici. Mai punem puțin alb aici, din nou. Ok. E prea mult, o să mai luăm puțin din el. După aceea, ce avem noi aici? Puțin roșu, ocru. Ia să vedem dacă iese un ocru. Așa, și am să vin eu frumos, uite așa, încă o dată. Și mă duce, uite așa, încolo, încet. Vedeți? Te duci încolo. Vedeți că am lăsat aici o liniuță. Mai țineți minte pe liniuța de acolo? Să vedeți acum ce se întâmplă cu liniuța aia. Deci liniuța aia... Eu o să iau puțin albastru și o să creez un volum, da? Deci am pus pe aici puțin albastru, linia respectivă a rămas încă acolo. Voi pune puțin roșu aici. Așa, ia să-i facem acum umbra de aici, tot cu albastru, o face de la
de la ochi de sus, o lua puțin albastru și la fel vom veni în jos, tragem câte puțin, câte puțin, da? Fără nicio grabă, da? Și dăm volum. Acum, o să iau un braț, din nou, avem de-a face iarăși, acum iar se schimbă, trebuie să punem mai multă umbră, aici la umbra de la pleoapă, pentru că s-a schimbat. Cum ne arată altceva și noi trebuie să fim atenți, nu mai funcționează umbra care era, o să o închidem și mai mult, dar iată, eu am spus tot timpul că noi vom face trecerile treptate de culoare închisă, nu le vom pune dintr-o dată. Mai puțin roșu, pentru că am pus prea mult negru, o să mai pun puțin roșu aici. Eu am mai pus și albastru pe aici, ați văzut, a fost o grămadă de trecere aici de culoare, da? Ok. Așa. E, pentru că acum aici nu avem trecere și e linie continuă, vom șterge bine pensula asta, tot asta micuță. O ștergem bine, 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 bine. Uite așa. Bine, să rămână curată. Și acum, tragem culoarea de acolo spre interior, da? Facem ceva de genul ăsta, așa. A dispărut. Nu mai este o linie continuă, ați văzut? Contează extraordinar de mult lucrul ăsta, pentru că acum îi dăm formă. Să mai iau puțin roșu, da? Și o să mai trecem încă o dată pe lângă pleapă, da? Pleapa de sus cu roșu, da? Și repet. Ok? Și acum ce o să fac? O să o duc în sus. Câte puțin, câte puțin, o voi căra în sus, transportă, încet, încet. Ce mai avem? Mai avem nevoie de puțin negru. Acum se arată o umbră și mai pronunțată pe partea asta de aici, da? Și acum începe cât de cât să fie bine, cât de cât bine, depinde de fiecare, cât se mulțumește ce înseamnă bine. Da? Acum, negru de aici îmi dă voie, mi se permite acum să fac o pupilă frumoasă cu negru, or. Ok, mai punem încă puțin negru. Ok, și acum am să iau încet și am să transport înapoi către interior. O să mai punem puțin negru aici. Ne uităm, verificăm dacă pupila e perfect rotundă și nu e cumva deformată. Nu e, e bine atunci. Bun, și acum am să mai iau puțin roșu și am să mai pun aici. Dăm viață la ochi cu puțin roșu, da? Eu ochiul ăsta îl fac pentru că voi să înțelegeți că toți ați greșit ochiul. Aproape toți. Ați pictat minunat unii dintre voi portretul chiar de fetiță, dar la ochi, la ochi tot timpul ați scăpătat acolo și voi sunteți elevi și atunci trebuie să vă corectez pe cât posibil să înțelegem ce sunteți. Ok. Bun. Aici. Aici avem o trecere pe care e pielea de, la, de pe față, da? Și vine cu partea de jos, de la pleapa din jos, spunem așa, dacă adică nu e pleapă, dar se strânge și partea asta de jos, da? Ok, am pus puțină culoare mai închisă, să o determin cumva să apară și partea aia. Acum aici am să iau puțin umbră și puțin roșu, o culoare mai închisă și am să încerc cumva să vin în jos. Perfect! Asta este. După aia am să mai fac puțin aici, la coada ochiului, să facem puțin mai mult. Așa. A fost mai mult, dar tot am pus culoare și s-a mai șters între ele, dar rămâne acolo. Așa, acum aici, știi bine că e mai închis puțin la culoare, la fel și aici. Acum aici să creăm volum la pupilă, da? La pleoapă și eu. Și vom pune aici puțin roșu. Da? Mă o să mai iau puțin alb. Și o să punem, o să pun aici. Da? M-am ținut un volum de pleapă.
E, din nou o să facem lucrul ăsta pe aici, pe lângă ochi, dar nu cu asta că e prea mică. Seamănă puțin mai mare. Pe asta să folosesc pe asta. Am luat puțin galben, puțin roșu, le-am amestecat între ele și o să încerc să-mi imaginez cam cum ar veni un ochi real a unei fete, da? De aici parcă puțin ar trebui să mai cobor în jos. Așa, de aici. O să luăm încet. O coborăm. Aici nu trebuie să se vadă atât de mult, atunci facem frumos, încet, încet. Da? La fel și aici. Mai iau puțin roșu. Da? Aici trebuie să fie o peglere foarte fină, fină, fină. Și atunci, am să iau o pensulă. Eu vă știți pe asta, mulți dintre voi vă știți, știți despre ce este vorba, da? Și o să încercăm cumva să pieptănăm cumva pictura. O pieptănăm, o mângâiem, o periem, da? Dar nu o să începem direct pe partea de negru, pentru că s-ar murdări negru de acolo, când dăm așa și albul și am murdări. Și prin urmare va trebui să dăm cu ea exact așa cam cum ar fi ochiul unui om, da? Cam cum s-ar întinde și pielea, dăm și aici, da? Nu o să dăm așa de sus în jos, pentru că dacă dăm de sus în jos, distrugem ochiul. O să facem prima dată sub formă de probă, da? Nu apăsăm deloc, dăm încet, vedem dacă funcționează, pentru că eu am pietit de sub culoarea aia, mai închisă, și am pus o culoare deschisă deasupra și mă gândesc să nu se poate, să nu se șteargă cu totul. Da? Și acum le omogenizez între ele culorile, le fac un tampaj. Uite așa, fin, da? Ok, mi-am dus acolo, la fel și aici, încercăm pe cât posibil să băgăm pensula asta cam peste tot, așa încet, câte puțin, dacă ni se permite. Aici ar trebui să vin puțin cu umbra de la tâmplă, da? Uite aici. O să fie tot o trecere treptată, să vedem ce și cum, da? Nu o să pun dintr-o dată o culoare prea închisă, ia să vedem. Ținând cont de culoarea care o am pe de sunt o culoare deschisă, un alb, da? Știu că dacă aș pune puțin roșu și galben, ar rezulta o culoare, o tonalitate de culoare. Da? Eu așa tot timpul calculez, mă gândesc cam ce culoare a rezultat din tonalitățile care le am deja pe tablou, ca și suport, da? Genul ăsta de pictură, pe care eu vi-l tot arăt aici, tehnica asta, se bazează pe culorile care deja le aplicăm și urmează să fie amestecate între ele strat în strat. Okay. Aici am făcut puțin mai închis, da? Aici e tâmpla. Acum aici ar trebui să fie vizibil mai mult partea de frunte, acolo unde pielea se întinde mai tare, dar pentru că nu e un portret, e doar un ochi, nu aș putea pe aici să fac mai mult decât să închid și zona asta puțin. Acum luăm pensula și încercăm să facem, da? Înțelegeți, da? Așa. Așa, și acum. Ștergem pensula din nou, asta, o șerge, o făcăm frumos cu cărba. Asta trebuie să fie fără ulei pe ea, o pensulă curată, fără ulei, ca să putem
să facem lucrurile astea și atunci o să dau chiar și pe sprinceană, da? O să dau foarte discret, atât încât să nu se șteargă toată sprinceana, da? Și o să încercăm așa ceva. Perfect. Ok. Ne oprim puțin. Ne uităm, verificăm ce lipsuri mai sunt pe aici, că sunt și vor mai fi. Da? Ne uităm și ne gândim. Aici, parcă am pus puțin cam multă culoare albă. Să mai pune puțină culoare neagră. Adică negru. Chiar negru este și bun. Ok? Așa, hai să punem acum negru mai mult. Și acum verde puțin cu albastru. Hai să punem și puțin alb să se vadă mai bine. Da. Păi, acum eu am să șterg pensul ăsta binișor. Să vedem dacă pot să fac un efect. Dacă mi se permite un efect, l-aș face. O să încerc să văd dacă reușește un efect. Dacă nu reușește, o să pun înapoi. Este efectul ochi umed. Da, a mers. Acum aici o să mai punem puțin așa. Acum ne jucăm, pentru că ne se permite acest lucru, să ne jucăm. Dar până ajunge a te juca, trebuie să fii foarte tare atent la ceea ce faci, să nu greșești. După aia poți să te și joci. Da. Ok, aici. Aici avem iarăși puțin alb. Da? Și luăm acum și facem acele riduri din piele finuțe. Chiar dacă omul e tânăr, tot are aici pielea, se putează puțin, are niște mici pute. Bine, în pictură am spus că nu sunt de acord cu lucrurile astea. Mai mult pe efecte să ne bazăm decât să intrăm cu vârful de ac pe aici și să fac niște... Sunt și anumite momente în care chiar trebuie să intri și cu acul. Eu intru cu acul atunci când cu acul merge vorba. Diferite lucruri mai ascuțite și atunci pot să obțin la Rembrandt, de exemplu, când lucrez mult portrete de Rembrandt, pot obține o grămadă de efecte minunate cu ascut pensula aici, zgârie cu ea și fac, na, tot felul de lucruri. Da, alea sunt alte lucruri decât ce facem acum aici. Așa, hai acum să mai vedem ce ne mai apare. Aici trebuie mai închis iarăși, o să mai iau puțin roșu. Negru și o să fac un brax mai puternic aici. Ok, aici o să închid încet. Mai închide puțin, da? Cam asta este seara asta pentru voi. Eu zic că e destul de bine dacă încercați să puneți în practică lucrul ăsta, ar fi bine. Și mi-aș dori să-l puneți în practică. Pentru sâmbătă care vine, o să fie foarte bine pentru că mă mut într-un atelier mai mare și o să fie mai ușor și pentru mine.
cât e mai mult roșu, culori care se pare mai vie, lucrarea cu atât devine mai naturală și clar că o să placă și oamenilor mai mult. Dar asta ține de experiență, de timp și de îndemânare. Evident că îndemânarea vine odată cu experiența, cu execuția, evident. Uite, vezi, spuneam de... Astea sunt lucrurile care le putem face cu un grup, de exemplu, vezi? Da. Dacă ați observat, eu am dat pe aici de cel puțin 20-30 de ori, am dat numai pe zona asta de aici. Plus pe aici că am dat de mai multe, foarte multe ori. De cele mai puține ori am dat zona pupilei, exact centru de interes al privitorului, dar eu am dat cele mai puține ori pentru că am știut să-mi echilibrez modul de lucru. Modul de lucru trebuie echilibrat, dacă nu știi să fie echilibrat în modul de execuție, riști să te concentrezi pe anumite aspecte care și ele sunt lucruri importante, pot fi lucruri importante, dar de cele mai multe ori e o iluzie, ai crede că acolo ar fi cel mai mult de lucru și de fapt e invers. Cum mulți le-am spus, în partea de obscuritate a portretului în clar obscur, e mai greu de realizat partea din obscuritate, din umbră, decât partea luminată. Pentru că partea luminată îți oferă deja, pe când cealaltă trebuie să ai o imaginație foarte bună să deduci cum stau lucrurile. Bine, asta în cazul în care nu aveți deja un model după care să lucrați. Da. Și chiar și așa, dacă aveți un model după care lucrați, tot greu este. Ce? Aici vor fi treceri foarte subtile, treptate, da? Ar dura undeva la vreo două ore ambii ochi făcuți bine, 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 bine. Adică să se înțeleagă că e vorba de persoana respectivă sau de portretul respectiv. În două ore ar trebui să fie gata, doi ochi frumoși. Acum, da. Depinde de fiecare. Eu cam antrenez lumea să facă repede și de cele mai multe ori dau seama că nu e bine. De-aia mă și feri să spun rata de execuție, dar acum m-a luat gura pe dinainte, cum să zice. Că în mod normal nu prea spun în cât timp fac eu un tablou, nu o spun niciodată. De cele mai multe ori sau aproape de fiecare dată vedeți doar schița din culoare, eu o fac în live. Propriu-zis tabloul, eu îl fac, finalizările fac undeva în miezul zilei, la jumătatea zilei, atunci când mai nimeni nu mai e pe internet, dar pentru că voi nu vreți să vedeți din urmă ce postez, rămân acolo și după 30 de zile se șterg. Crezând că o să aveți acces la ele nu știu cât. Păi, eu atât le țin, 30 de zile sunt. Le dau pe opțiunea aia 30 de zile și apoi se șterg după 30 de zile. Da. Mai mult oare o să vă mai rețin. Ați înțeles cum stau treburile. Ulei nu am folosit decât foarte puțin la început, atunci când le-am pus pelicula de culoare. În rest, uleiul l-am folosit doar pentru a șterge culorile, pensula. În rest, nu am mai pus deloc ulei pe lucrare, pentru că deja aveam suportul asigurat cu culoarea de care am acoperit vechea lucrare. Bun, deci ați înțeles cum stau treburile, da? E foarte simplu. Mulți dintre voi ar trebui să faceți lucrul ăsta, sau dacă nu, aproape chiar toți, să repetați lucrul ăsta, pentru că repetând, învățăm, da? Deci, repetând, învățăm. Repetând, învățăm. Dacă nu repetăm și credem că știm și trecem la următorul nivel, doar de dragul de a trece la următorul nivel, nu facem bine. Și atunci greșim.
Bun. Gata.